Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Operații cu numere raționale. Operații cu numere raționale, adică cu fracții, înțelegem noi. Numele raționale înseamnă așa. Q. Mulțimea numerelor raționale, mulțimea fracțiilor sau numerele zecimale. Da. Noi vedem, le avem în două variante, ori fracții ordinare, ori fracții zecimale. Da? În cele două variante le găsim. Ia să pornim la treabă și să zicem așa. 4,25 împărțit la minus 0,03 împărțit la minus 21 și o pătrime, da? Plus paranteză dreaptă minus 1,5 în perioadă paranteză dreaptă împărțit la 0,6 în 0,6 împărțit la minus 7,27. Egal. Să facem acest lucru. Scriem tot în fracție ordinară. Îți place mai multe fracții ordinare, da? Da. Mergem, perfect. 4,25 supra 100. 4,25 supra 100. Împărțit la 3 supra 100. La minus 3. Minus 3 supra 100. Corect. Împărțit la... Deci punem minus aici, da? În paranteză. Împărțit la... Minus 85 supra 4. Minus 85 supra 4. Supra 4. Plus minus... Da. 14 supra 9. Deci, deodată ai spus minus 14 supra 9, da. Împărțit la 6 pe 10. Împărțit la 6 pe 10. Ori 100 minus 100 supra 727. A, acolo era 7 supra 27? Minus 7 pe 27. Okay, am înțeles că 7 supra 27. Deci minus 7 pe 27. Da. Deci îl scriu așa, nu? Da. Mai fac ceva? Da, nu, eu mă gândeam să scriu 6 supra 10 ori 27 supra 6. Deci de 27 supra 6? Supra 7. Așa, da. Cam... Deci ori aici, da? Da. Ori cât? Minus 27 supra 7. Deci egal cu... Aici ce mai pot face? Nu las fracția asta. Lucrăm fracții ireductibile tot timpul. Păi, da. Simplific 425 cu 5. Așa. Dar văzând 100 de dincolo... O să fac 425 minus 3. 425 supra 100. A, minus 3, zici, da? Da. Că aia cea jumitor. Da. De fapt e plus 3. Dar ce operație este aici? Împărțire. Și cum am împărțirea două fracții? Trebuie să împar. Cum se împar două fracții? 425 supra 100 ori 100 supra minus 3. Ai văzut. Știi ce mi-ai spus? Ai găsit înregistrat. Ai avut impresia că era același numitor și te gândeai ca la adunare. Bă, atenție multă. Deci ori 100 supra minus 3, da? Da, 100 cu 100. Stai să nu acum. Mergem mai departe. Și ce o facem, o vedeam la momentul ori. Ori. Minus 4. Da. Supra 85. 85.
plus. Plus, minus 14 supra 9. Minus 14 supra 9. Ori 10 supra 6. Da. Dar nu am face mai egal înmulțirea asta de aici. Da. Adică, da sau nu, dacă tu ai fi avut o posibilitate să simplifici, ai făcut simplificări, da, și facem asta. Da, și după întrebarea este, fac asta? Nu, am voie? Fac mai întâi minus 14, supra 9 împărțit la 16. Adică, chiar dacă sunt trei împărțiri, cum se execută ele? Obligatoriu. Ordine de pe operațiilor. Păi sunt de același rang. Nu aș putea să fac cu asta. Nu. Uite, hai să facem. Eu nu mi-e clar aici cum să fac. Uite, hai să zicem așa. Dacă am 16, împărțit la 2, împărțit la 4. Cât face calculul ăsta? 16 împărțit la 8. Nu, hai să fac invers. Împărțit la 4 și împărțit la 2. Păi rezultatul este 2. Deci rezultatul este 2. 16 împărțit la 4. Poți să fac multe moduri. Poți să fac 16 împărțit la 4 și împărțit la 2. Poți să fac 16 împărțit la 8. 16 împărțit la 8? Păi da, dar una, nu văd 8. Unii văd 8. Face doar așa, 16 împărțit la 4 împărțit la 2. Deci în ordine asta. Da. Deci 16 împărțit la 4, care face 4, care împărțit la 2 și egal cu 2, da? Dacă cineva îi trece prin minte să facă împărțirea asta, vine 16 împărțit la 4, împărțit la 2 face 2 și este cât atunci? 8. Grav, 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 foarte grav. Ce vreau să spuneți, că nu mi-am dat seama. Asta am vrut să văd. Dacă ai înțeles, când ai operații de același ordin, se execută de la stânga spre dreapta. Niciodată nu pot să schimb nimica. Pentru că vezi tu, pe 16 număr împărțim la cine? La 2. În loc să-l avem deja, tu ai spus bine, ar fi trebuit ca să dea rezultatul înainte la 8. Adică împărțirea asta 4 ori 2. Faptul că îl împarți și la 4 și la 2, îl rup din ce în ce mai mult. Parcă ar fi împărțit la 8. Deci ultima împărțire asta se transformă într-o mulțire. Dar ești cumplit tu acolo. Cel mai bine, asta trebuie să facă. Când împărțire... Se execută de la stânga la dreapta, în ordinea în care apar operația, este mulțire și împărțire. Poate de multe ori mai convenabil finalul. Și zici, fac întâi ultima. Da, asta e cea mai deasă capcană care se întinde. Vezi, așa zici, hai să fac împărțirea asta la sfârșit. Deci, mie mi-e ușor să fac 4 împărțiri la 2. Că 4 împărțiri la 2 fac repede de 2 și până la mâine 16 fac la 2. Ori nu! Nu! Se face în ordinea în care apare operația. Au semnele acestea. 16 mai întâi împărți la 4 și face 4 și pe 4 îl împarți la 2. Că tu ai 16 și împarți la 4, 4 grămezi și fiecare va fi 4 și pe urmă rezultatul acesta îl împarți la 4. Da. Hai să ne întoarcem în legătură. Am punctat aici și am insistat pentru că aceasta e o capcană pe care putem o greșeală pe care putem face. Deci minus 16 împărți pe 9. Ori cât? Ori. 10 supra 6. Adică ori 5 pe 3, că nu-ți permis tu, nu? Repede, da? Ori 5 pe 3. Și ori? Ori minus 27 supra 7. 27 supra 7. Și e cam mai departe. Cu 100 cu 100 se simplifică. 425. Nu știu dacă se simplifică cu 3. 60 cu 5. Nu, nu se simplifică cu 3. 425 supra minus 3. Da, dar dacă mai e cât de mult... 425 cu 85. Sigur că da. 425 cu... Din cât?
Prin 5. Adică aici va face 5, 42, 8, 8 și 1, 85. Că 5 ori 40, 85. 85. Și la 85 cât? Nu înțeleg cu minus 4. 85 prin 5. Da, prin 5. Odată. Dar chestia asta că 425 și 85 ori 85 ori 5. Ce spuneți? Prin cât trebuia să simplificăm? Prin 85 ori 5. Prin 85. Deci 425 cu 85, tu ai văzut prin 5 că știm noi, la divinitate. Dar în clipa în care ai învățit la 5, ai văzut 85 și atunci zici, altă dată cu tot ăsta, rămânim 1 și aici rămâne numai 5. 5 ori minus 4, minus 20, supra minus 3. Deci, minus 20, supra minus 3. Minus 20, minus 20, supra minus 3, plus... Ia să vedem ce simplificăm noi putem face acum. Uite, 3 cu minus 27. Mai mult vreau, mai 9 și cu 3 deci, cu minus 27. Deci 9 ori 3 e 27, da? Și 27 am terminat. Da. 14 cu 7. 14 cu 7, da. Va fi minus 2 ori 5. Și aici minus 2. Da. Păi... Acolo 2. Nu. Unde e 2? Nu, nicăieri. Minus 10. Supra minus 10 supra... 1. 1. Minus 10. Oare minus 10? Sigur? Mai avem un minus. Asta e. Minus 1 acolo. Ce-a rămas așa. Minus 10 ori minus 1. Minus 10 ori minus 1. 10. Plus 10. Plus 10. Vezi câte date? Plus 10. Supra 1. Ce cam mai departe cu? Îl amplificăm pe 10 cu 3. Da. Dar minus 20 pe minus 3 cât este? Ca să nu mai... Am pățit minus pe minus? Plus. Plus! Nu mai trebuie de timp. Vom amplifica aici cu 3. 3 și 50. Da, face 50 supra 3. Iată rezultatul la final. Încă o dată ne uităm pe ghișiță și spunem legea semnilor, trebuie să știm foarte bine. Deci din ghișiță asta cu ce rămânem? Deci legea semnilor și introduși întregi infracții. Da? Și am greșit, n-am greșit. Aici a fost număr periodic simplu. Da. Și am transformat de periodic în număr fracție ordinară. Da. Deci, aici trei lucruri au avut autorul. Ordinea efectuării operației, semnul algebre și numerele zecimale, fracțiile zecimale transformați în fracții ordinare. Decimale periodice simple sau mixte. Da. Deci cu asta rămâne din negreșitul ăsta. Da. Da? Repede să trecem la un altul. Ai avut o bâlbâială? Ai avut ceva care te fi surprins în mod deosebit? Nu. Eu a fost un exercițiu mai... Doar? Atenție. Atât. Deci nu putem spune că ai avut dificultăți. Trebuie să recunoaștem că te-ai descurcat bine. Următorul. Am fost confuzat, m-ați întrebat pe cea dumneavoastră dacă... Poți sau cu semnul operației pe acolo. Așa. Deci, iată încă unul care sună așa. 0,6 în perioadă, minus un întreg și două treimi. Totul de înmulțit cu paranteză dreaptă, minus 2,45 împărțit la minus 21 pe 55. Minus 7
întregi și 6 perioade, 46 sutimi perioade, tot într-o împărțită la minus 1 întreg și 7 pe 10, plus 36 pe 35, împărțit la 1 întreg și 13 pe 14. Te rog. Mă scrie pe 0,6 ca 1 supra 3. De 6 pe 9. 6 pe 9, nu? Deci, dacă nu știu, am întâmplat ceva. O scrie ca 2 pe 3. 2 pe 3. Deci 2 pe 3 minus vorbește? 5 supra 3 ori minus 245 supra 100. Da. Împărțit la minus 21 supra 55. Zici înmulțit, că nu mai pierdem timpul. Da. Înmulțit cu 55 supra 21 cu minus 55. Nu? Da. Pe minus, din paranteză așa, minus 55 supra 21. Minusul ăsta îl lași la numărător, ori la numitor, în dreptul difracției. Dacă vrei, nu putem lăsa chiar în dreptul lui difracții, da? Minus 55 pe 21. Păi, dar domn profesor, dacă e minus 245 ori 100 ori minus 55 supra 21, trebuie neapărat să ne pune minus? Dacă se mă zis două numere negative, nu două numere pozitive? Atunci le strângi, trebuie să le strângi pe amândouă. Da. Deci dacă tu vrei deodată așa, sunt de acord. Și nici nu mai pun paranteza asta la fundă. Da. Paranteza a fost pentru minusul acela, da? Da. De acord, de acord. Și minus? Minus 746 supra 90 minus 74. Minus 74, totul supra 90. Totul supra 90, așa, da? E bine? Da. Bun. Eu calculat deja. Cât faci? 672. Vrei deodată să pune 672? Da. 672, de acord cu tine, 672 supra 90, împărțit la, pune închide paranteza dreaptă, care ar fi trebuit să fie rotundă, dar fiindcă nu e nicio problemă, da? Am scăpat de rotunde. Împărțit la minus 17, da? Supra 10, pe 10. Plus 36 supra 35. 36 pe 35. Ori 14, da, supra 27. 27, perfect. Și închide paranteza rotundă, e cam mai departe cu... Putem... 2 pe 3. 2 pe 3 minus. Aici aveam același numitor. Da, nu puteați. Așa. Asta m-am gândit și eu în capcană, mă sunt descoperit acolo, este... Perfect, capcană aici. Că dacă cumva te gândești că ai aceeași numitor, să faci aceeași numitor și zici minus 3 pe 3, minus 1, mă, n-are greșeală, că 5 treimi de asta se mulțește cu toată paranteza. Da. Așa, deci nu discută. Aici prioritatea are mulțimea. Da. Corect. Minus 5 pe 3. De aici putem să facem niște simplificări. Te rog. 245 cu 100 prin 5. 245 cu? 100. Simplificăm fracția cu 5. Așa. Corect. Și face cât aici? 24 prin 5. 4. Și 9. 49. Și aici? 49 supra... Împărțirea 5, am spus, nu? Da. 20.
altă împărțire, dacă mai poți vedea. 49 cu 21. 49 cu 21. 7. Da? Prin 7. 7, da. Deja mai sus sunt 7. 7. Și aici? 3. 3. Și încă, dacă mai vezi, ceva de simplificat. 20 cu 55. Corect. Prin 5. Așa. Vine 4. Da. Și 11. Corect. 4 și 11. Și acum? 7 ori 11. 77. Da. Supra 12. Supra 12. Minus 672. 672. Supra 90. Supra 90, corect. Împărțit la minus 17 pe 10, pe 10 plus 35 ori 4. Vedem dacă trebuie, putem să facem niște împărțiri. Simplificare vreau să spun. Simplificare, da. Adică? 36 cu 27 prin 9. 36 cu 27 prin 9. 4 și 9. Da, scrie. 4 și 3. 4 și 3, repede, da. Și cam atât. Și? 35 cu 14. Nu putem. Nu merge în loc, nu? Nu. Sigur nu merge? Păi prin 2 nu putem. Da. Prin 5 nu putem. Și 35 se împarte doar la 5. Cât faci 35 în parte la 5? 35 cu 7. 7. Suntem 7. Păi. Da, suntem 7. Exact. Deasupra 2 și 7. Și aici? 7. Cum 7? Păi, am una împărțit cu 7, 5. Păi, vezi 5? 6, nu 8. Deci plus 8 supra? Plus 8 supra 21. Nu, nu știu ce scrie aici. Supra 15. 15. Egal cu? Egal cu 2 supra 3. Da, mai repede, mai viteza mai mare. 2 supra 3 minus 5 supra 3. Da. Paranteză pătrată ar trebui să... Rotundă. Rotundă. Da. Trebuie da. Să aducem același numitor. Corect. Facem cel mai mic multiplu comun. Pe 12 îl descompun ca 2 la 2 ori 3. Deci 12. Hai să vedem aici undeva. 12. 2 la 2 ori 3. 90. Egal cu? 3 la 2 ori 5 ori 2. 3 la 2 ori 5 ori 2. Multiplu comun este? 3 la 2 ori 2 la 2 ori 5. 3 la 2 ori 2 la 2 ori 5. Adică? 9 ori 4, 36 ori 5. Eu aș face 100? 100. Dacă am făcut 2 ori 5, 2, ori, 2 la 2 ori 5, 20 ori 9, da, 180. 20. Așa, da. O să spunem că 180 este numitorul comun. Da, pe 672 supra 90 amplificăm cu 2. Deci aici cu 2, din coace. Cu un 3 și un 5. 3 ori 5? 15. 15. Parantez linie de fracție, doar o linie avem de fracție. Deci, o singură linie de fracție, numitorul 180. 77 ori 15. 77 ori 15, repede. 1155. 1150. 100. 1100, da? 55, ce zici, da? Da.
minus 672. Ori 2. Că pe aici scrie numai amplificăm 1 și 2. Cât face? 1344. 1344. Împărțit la... Hai să vedem uitor cum mai încerc este cât. 150. Prea mare. Prea mare, da. 10 egal 2 ori 5, 15 egal 5 ori 3, pe 15 înmulțim cu 2 și pe 10 îl înmulțim cu 3. Deci numitorul e 30, da? Da. Hai să zicem mulțit deodată cu 30 pe, și îmi place, 30 supra. Aici care am amplificat mai și cu 3 parcă și aici cu 2. Da. 41, 3, deci 3 ori 17 de 41. 3 ori 17. 3 ori 17. 41. Din 3 ori 3, 7. 51. 51. Minus 51. Da? Minus 51 și 16. Plus 16. Da. Scădem de cată. 5 și 3. 3. Minus 35. Da? Minus 35. Supra minus 35. Și este egal cu? 2 pe 3. Minus 5 pe 3. Deci minus 5 pe 3. Ori o singură linie de fracții. Ori. Aici este. 1, 1. 1. Invers, da? Din ăsta cu ăsta. Da. Deci cât vine? 5 din 14. 800. Deci, 5 din 14. 189. 80. 1. Deci vine cât? Minus 189 pe 180. Ori? Ori 30 supra 35. Putem simplificăm? Prin? 5. Și? 6 supra 7. Înmulțit cu minus 6 pe 7. Da? Minus 6 pe 7. Și este egal cu? Punem și asta în paranteză, că a fost negativă. Da. 2 pe 3. Hai. 2 pe 3. Minus 5. Putem să facem simplificări. Adică? 189 cu 3. 189 cu 3, da. 63. Minus 63. Minus 63. Corect. Pe 5 costă 80. Da. 5, 3, 3, 5, 18. 36. Și atât. Și mai dacă mai putem face ceva simplificat, mai facem. Minus 6 cu 36. 6 cu 36. Și rămâne aici 6, da? 6. Și 63 cu 7, da. Așa. Și dăm 9. 9. Minus 9, da? Da. Deci, 2 pe 3. 2 pe 3 minus 9. Minus 9. Minus 9. 9 asta mai mergea și cu 6, ca să... Da. Da? Printr-un 3. 3 supra 2. Minus 3 pe 2. Și cât face? 2 supra 3 plus 3 supra 2. 2 pe 3 plus, ai zis tu, cât? Da, pentru că aveam minus minus. Minus cu minus aici la... Ai 2 din minus de așa. Minus plus, că de tot minus. Deci rămâne tot minus. Minus 3 supra 2. Minus 3 pe 2. A, pe prima trebuie să mulțim cu 2 și pe aia cu 3. Ca prima cu 2. Deci este egal cu 6 numitorul. 6
4 minus 4 9. 4 minus 9. Egal cu... Asta spui să nu poți. Da, da, da. 4 minus 9 egal cu minus 5. Minus 5 pe 6. Și am făcut. Hai să ne uităm încă o dată. Ce putem spune în exercițiul ăsta cu ce ne alegem? Ordinea efectuării operațiilor. Ordinea efectuării operațiilor, da. Simplificări. Simplificări de foarte important lucru la fiecare etapă. Deci înainte de a face înmulțirile, da, suntem atenți la simplificări la maxim. Nu lucrăm decât cu fracții ireductibile. Ordinea efectuării paranteselor, da, nu? Cam atât. Aici a fost capcana că dacă cumva făceam operație de scădere, greșeam tot exercițiul. Ordinea efectuării operațiilor și important. Și aș mai remarca încă un lucru. Viteza de lucru. Vreau mai mare viteză. Ai avut-o la un moment, la început, o viteză mai bună, dar când mă ai fost mai lent. Deci, ții minte, Miruna, ce viteză avea la calcul. Viteza mare îți creează ritmul, felul de a gândi în viteză, care îți lasă timp de gândire și pentru exercițiul, alt exercițiu. Eu mă gândesc la situația care ai fi avut la clasă de rezolvată asta. Dacă ești încet, dar viteza de unde vine? Hai să vedem de unde vine viteza. De la siguranța operațiilor. Câte vreme ești sigur pe tine și merge foarte rapid, ai văzut repede și 35 cu 14. Ai stat pe gânduri și ai pierdut niște timpi. 75 fac 35. Nu? Și 14. Era cât pe ce să spui că nu poți simplifica. Dacă nu simplificai, te duceai mai la mulțire, cu numere mari, 4 ori 14, 35 ori 3, și erau fracții foarte greoaie. Țin minte că am insistat și era și tu prezent acolo, spuneam tot timpul grijă mare, nu acum fracții ireductibile, deci simplificăm maxim cu putință. Maxim. Fracții care nu mai pot fi simplificat pe acela. Cu acele lucrăm. Pentru că dacă lucrez cu alte fracții, sunt numere mari și riscul mare de a greșe, de riscul mare să greșești. Sunt ceva repede și pornim un alt exercițiu. Dar vreau și viteză și siguranță. Aflați pe X din egalitatea. X, așa, 1 pe 2, 1 pe 2, plus 1 pe 6, plus 1 pe 12, plus 1 pe 30, nu știu mai departe, plus câte puncte, 1 supra x pe lângă x plus 1, 1 supra x pe lângă x plus 1, egal cu 2011, 2011 supra 2012. Să se află X din ecuația asta. Păi da, 1 supra X pe lângă X plus 1 e un număr par, par un număr impar. Așa este. Și nu vedem să ne gândim că 1 supra X putem scrie în 2011 ori 2012. Deci, aici tu te gândești să scrii 2000... 11 ori 2012.